Să rămână, bună ziua. Bună ziua. Respectul domn profesor Ștărușar. Sunt foarte supărat pe dumneavoastră. V-am așteptat la Galați să veniți cu o scrumbioară și cu bărcuța și m-ați uitat. M-ați uitat. Da. Domn profesor, da. Și dragă domnișoară, ia, spuneți-mi, vă rog frumos, ați spus la o emisiune de biopolin. Da. Pentru, am doi cireși înalți de vreo 3 metri, da, care de vreo 4 anișori n-au făcut nicio cireașă. Da, înfloresc? Nu. Am florit vreo 3 floricele și au căzut, domnul. Să vă explic, biopolin, sau vă explică Cristina în ce sens... Dacă cireșul nu are flori, nu are cum să lege fructe. Deci noi trebuie să muncim. Nu are flori, fie pentru că este foarte tânăr, fie pentru că ați făcut tăieri necorespunzătoare, dacă ați intervenit în coroană și atunci îi mențineți tot timpul o creștere excesivă, ceea ce le puizează și nu-i permite să diferențieze mugurii de rod. Fie nu este un cireș care va rodi. Dacă are câțiva ani buni și nu ați făcut ceea ce v-am spus eu anterior, să greșiți, înseamnă că nu va rodi. Dacă înflorește abundent și nu leagă fructe, înseamnă că este autosteril. Adică el singur nu se poate poleniza cu propriul polen și are nevoie de un vișin sau de un cireș bun polenizator în zonă să se polenizeze încrucișat. Abia atunci putem să stimulăm legarea într-un procent mult mai mare a fructelor aplicând biopolinul. Dar cu biopolin nu vom putea stimula apariția florilor. Biopolinul se aplică acolo unde polenizarea este slăbuță sau nu sunt prezente insectele. Albinele, el fiind un atractant pentru albine. Da, am înțeles, nu, dar el n-a făcut decât 3 floricele din cauza asta. Deci nu ăla-i baiul, nu biopolinul. Nu, atunci, domn profesor, cumva să, la toamnă să mai tai din vârfuri? Eu vreau să vă spun altceva. Lăsați-l anul ce vine, lăsați-l în toamnă, lăsați-l așa, nu-l mai tăiați. Anul ăsta și anul viitor, recomandarea mea este să nu-l mai tăiați. Undeva greșiți și îl țineți într-o creștere constantă și abundentă și nu este bine. Da.